Lupii Galbeni s-au reunit la stadionul Ilieoana și au făcut primul antrenament pe zăpadă sub comanda noului antrenor Constantin Schumacher, care l-a înlocuit în decembrie pe Mihai Stoichiță. Cu doar 8 puncte în 23 de meciuri, petrolul este cu un pas în Liga a doua. Brazilianul Peterson Pesania ar putea ajunge la viitorul dacă îi se va plăti clauza de reziliere a contractului cu petrolul. Clubul Prahovean nu i-a plătit mai multe salarii portarului în vârstă de 35 de ani care primea 12.000 de euro pe lună la ploiești. Pe de altă parte, viitorul Constanța a renunțat la portarul Călin Albuț. Fost fotbalist la Fece Baia Mare, Gloria Bistrița, Fece Metârgu Mureș, Rapid și Săgeata Năvodari, portarul Călin Albuț, în vârstă de 34 de ani, se află la echipa lui Gheorghe Hagi din ianuarie 2015.